Nu există copii mai buni și copii mai puțin buni. Noi, cei alături de care ei cresc, trebuie să avem suficientă înțelepciune așa încât să-i tratăm pe toți egal și să le oferim tuturor, la fel, în mod egal, curajul și puterea de a crede în ei. Bună ziua tuturor și bine ați venit la Gala Educației Inclusive! Este un eveniment care este organizat deja pentru al 6-lea an la rând de Alianța ONG-urilor active în domeniul protecției sociale a copilului și a familiei. Eu mă numesc Sorina Obreja și astăzi vă invit să rămâneți alături de noi pentru că astăzi va fi decernat trofeul Alexandra Grajdian. Este un trofeu care se acordă an de an pentru curaj și inovație în promovarea educației inclusive. Alexandra Grajdian a fost unul dintre fondatorii mișcării onegiste. Ea este originară din raionul Criuleni, a creat această mișcare în anul 2000 și a condus-o timp de 13 ani. Alexandra Grajdian a fost de asemenea și un pedagog cu o vastă experiență, dar a fost și un om cu suflet mare, care a depus foarte mult efort și suflet pentru ca să poată să integreze în sistemul de învățământ copiii care au anumite cerințe educaționale mai speciale. Ea a depus efort și pentru ca întreaga societate să privească altfel această problemă și să cultive toleranța. Haideți să vedem câteva secvențe despre Alexandra Grajdian. Foarte emoționante aceste secvențe și a fost nevoie doar de câteva poze ca să putem să ne dăm seama cu toții câtă pasiune a depus Alexandra Grajdian în ceea ce a făcut. De asemenea, vă îndemn și pe dumneavoastră, pe toți, să urmați acest exemplu, să urmați modelul Alexandrei Grajdian și să munciți, să depuneți efort pentru promovarea educației inclusive. Iar cei care o fac deja, vă felicit pentru asta și vă doresc succes în activitatea dumneavoastră de mai departe. Așadar, anul acesta, în cadrul acestui concurs, timp de o lună, 40 de instituții din 18 raioane au fost nominalizate. O să le vedem imediat pe o hartă din ce localități sunt aceste instituții. Una dintre ele va obține trofeul Alexandra Grajdian, iar altele 7 vor obține diplome și mențiuni. În acest moment vreau să-l chem alături de mine pe Valentin Crudu, care este șeful Direcției Învățământ General la Ministerul Educației și Cercetării. Bună ziua și bine ați venit! Un microfon, colegi?
Bună ziua, colegi! În principiu, sunt onorat să particip și astăzi, inclusiv la celelalte ediții care au trecut și, într-adevăr, așa cum s-a menționat, atunci când vorbești de cea care a fost Alexandra Grăjdean, întotdeauna vorbești cu... Ne pare rău că vorbim la trecut, dar așa se întâmplă în viață. Am cunoscut-o personal și știu cu câtă mândrie vorbea despre succesele raioanelor în care dumneavoastră a muncit, mai cu seamă Criuleni și Dubăsari. Cunoaștem și am participat inclusiv la ultimele activități pe care a reușit Alexandra Grăjdean să le facă pentru cei responsabili din domeniul educației inclusive. A fost tare de mult aceasta, dar astăzi, în decembrie 2021, vorbim deja despre o experiență a Republicii Moldova în toate cele circa 1240 de unități școlare din țară, în o bună parte din unitățile de învățământ preșcolar, acolo unde împreună noi cu dumneavoastră am încercat să aducem copiii acasă. Am încercat să mergem pe această reformă ambițioasă și foarte dureroasă pe alocuri, atunci când vorbeam că pentru fiecare copil trebuie să creăm o școală, dar nici de cum să aducem toți copiii într-o școală care se numește internat. Deci lucrul și istoria vorbește că tot ceea ce am început noi cu dumneavoastră acum 10-15 ani a dat anumite roade. Și probabil că acel program de dezvoltare a educației inclusive, care a finalizat în 20 și următorul program care va începe în 22, vine să confirme ceea ce zic eu astăzi. În mod special vreau să mulțumesc organizatorii Alianței ONG-urilor active în domeniul protecției sociale a copiilor și familiilor, această mână de alianțe care au stat cu ochii pe noi, cei din guvern și din autoritățile locale, cei care au adus experiențe altor state, acolo unde avem foarte mulți concetățeni de-ai noștri care deja locuiesc, să zicem, și activează în foarte multe țări ale lumii, nu numai doar pe continentul european. Acolo unde am văzut practici ne minunam, când vedeam că copiii cu anumite cerințe educaționale speciale frecventau școala de zi și ziceam acum 20 de ani că nu se poate. De ce ei pot, noi nu puteam. Bineînțeles că, colegi, nu putem să generalizăm și să facem o analogie a dezvoltării domeniului de educație în Republica Moldova în doar 30 de ani de independență și, de exemplu, a sistemului american care are peste 200 de ani ca experiență sau cel englez care are ceva mai mult de 170 de ani. De acolo ne-am inspirat. Dar cert este că noi cu dumneavoastră am demonstrat că se poate și la noi aici acasă, în Republica Moldova, să aducem copiii la școală, să facem un efort în plus noi, profesorii, să construim infrastructură, să dezvoltăm această infrastructură și am reușit acest lucru. Dar am reușit acest lucru probabil din cauza că noi, pedagogii, suntem obligați să iubim toți copiii, și pe ai noștri, și pe cei care sunt peste gardul casei noastre, din localitatea noastră de Baștene sau din localitatea vecină. Acest concurs vine cumva să evidențieze munca pe care noi cu dumneavoastră o realizăm. De aceea, colegi, felicitări tuturor celor care au încercat, 40 de instituții, a zis Sorin aici, că au participat în cadrul acestui concurs, doar câțiva. Din câte, domnule Crudu, dumneavoastră știți mai bine? Cam anual, între 40, am avut, pare mi se odată, 60 de instituții din 1240, dar dacă vorbim școlare, dar că le luăm și pe cele preșcolare, deoarece în acest concurs participă și cei din preșcolar. Din câte în total în Republica Moldova? Deci noi avem 1240 de școli și 1400 de grădinițe, ca să le zic așa, 2640 de instituții undeva. Trebuie de făcut ceva ca să încurajăm și pe ceilalți să participe la acest concurs, să implementeze măsuri pentru ca să includă copiii. Și să participe. Știți, este adevărat, prin exemplu instituțiilor, inclusiv din anul acesta, noi e clar că o să promovăm. Cert este că mă bucur că sunt 40 și din 40 am putut să avem acest concurs. Și chiar și dacă n-ați reușit unii să câștigați anul acesta, aveți posibilitate să participați la anul viitor să câștigați. Să știți că și noi, cei de la Ministerul Educației,
și cercetării, o să susținem în continuare această inițiativă frumoasă a PSCF-ului. Da, ne pare rău, poate că anul acesta nu, de obicei, acest concurs în fiecare an se finaliza în cadrul conferinții naționale, anuale, privind protecția copilului, unde discutam și problemele care țin de incluziune, activitatea cadrelor didactice, instituțiilor, dar la anul viitor cu siguranță o să o avem. Noi proiectăm să avem această conferință mai devreme, în aprilie sau mai. De aceea, curaj, da, și vouă succes și mulțumiri mari pentru tot ceea ce faceți. Sper foarte mult că juriul sau colegii noștri care au evaluat nu vor dezamăgi așteptările celor care ați muncit foarte mult pentru acest concurs. Domnule Crudu, eu vă mulțumesc, dar vă îndemn să rămâneți aici alături de mine, pentru că eu să anunț cine sunt câștigătorii, cei 7 câștigători care au obținut diplome de onoare în cadrul acestui concurs, iar dumneavoastră o să le înmânați diplomele. Așadar, pentru promovarea educației inclusive, diplomă de onoare se oferă grădinițe inclusive Povestea din orașul Nisporeni. Doamna director, rămâneți puțin alături de noi, vrem să vedem un filmuleț despre grădinița Povestea din Nisporeni, după care eu o să vă întreb cum v-a reușit să faceți asta și să ne dați un exemplu și pentru alții. Doamna Cuciu, da, vă invit aici în mijloc și vreau să vă rog să ne spuneți în câteva cuvinte ce anume inovativ, vă rog aici mai în fața camerelor, da, ce anume inovativ ați implementat în instituția dumneavoastră ca să implicați toți copiii în activități în mod egal? În primul rând, mulțumim foarte mult organizatorilor. Participăm, nu prima oară, de fiecare dată avem emoții de nedescris. Eu personal am cunoscut-o pe doamna Grăjdeneanu, cu doamna am început, ideile au venit multe de la doamna, îi sunt foarte recunoscătoare și în fiecare an parcă simt că trebuie să fac, să continui, ca să urmez modelul care l-am avut cu adevărat. De fapt, dacă să vorbim acum, să vorbesc anul acesta, am zis că nu facem ceva neobișnuit. A intrat deja în deprindere ca, în primul rând, să implementăm politicile educaționale pe care le avem în față, codul educației și, cel mai important, să primim toți copiii la grădiniță și fiecare copil să se simtă bine în comunitate. Adică fie indiferent de nevoie, de necesitate, oricum copilul să fie primit cu drag și deja a devenit o obișnuient. Chiar spuneam că da. poate deja nu mai suntem grădinița inclusivă, dar suntem grădinița Povestea, fiindcă e același. Noi am început când nu era. Acum sunt politicile și mulțumim foarte mult pentru diplomă și pentru organizare. Eu vă felicit pentru faptul că ați reușit să transformați inovația în obișnuință, așa cum spuneți dumneavoastră, și înainte de a anunța următorul câștigător, vreau să vedeți filmulețul despre el.
Iar câștigătorul este gimnaziul Valentin Mereniuc din satul Bilicenii Vechi Sângerei și invit aici reprezentantul instituției. Am văzut acolo foarte multe activități interesante și în special sport. Ce anume faceți ca să-i implicați pe toți elevii deopotrivă? Deci vreau să-mi menționez ca antivorbitoarea mea, noi, spre deosebire de dumnealor, suntem pentru prima dată în cadrul acestui concurs. A fost o idee comună a instituției și în special a cadrului de sprijin. Și vreau să zic că instituția noastră, de altfel ca toate celelalte, încercăm să creăm în primul rând condiții de acceptare pentru copiii care au nevoie. Până într-al doilea rând, creăm o atitudine tolerantă față de acești copii și, desigur, permanent căutăm oportunități de dezvoltare educației inclusive. Prin diversificarea activităților, precum ați văzut și la ecran, încercăm să implicăm permanent, peste tot, așa cum de fapt și-o doresc și ei. Noi, în calitate de cadre didactice și administrația instituției, încercăm de fiecare dată să fim alături de acești copii, deoarece eu cred că, cel puțin pentru instituția noastră, specific ca copiii respectivi să vină din familii defavorizate și de aceea noi suntem cei care le oferim dragoste, căldură sufletească, și de cele mai multe ori și condițiile care le lipsesc acasă, ei le găsesc în interiorul școlii. Avem încep cu centrul de resurse, care este de fapt și a doua lor casă, unde se regăsesc permanent și iată în cadrul acestui centru ne străduim de fiecare dată, după posibilitate, să renovăm, să înnoim cu diverse tehnologii moderne, dar de unde de fapt le luăm, ne implicăm în proiecte. Iată, chiar recent am câștigat un proiect în cadrul reformei învățământului în Republica Moldova, tehnologii și echipament de ultimă generație pentru dotarea Centrului de Resurse Educație Inclusivă. Vă mulțumesc! Suntem profund mulțumiți și noi de succesul nostru și această diplomă va fi de fapt o motivație pentru viitor, să nu ne oprim aici, să mergem ambițioși înainte și așteptăm poate la anul rezultate mai Să nu mai vă oprim. Opriți că este nevoie de voi, da. Și vă mulțumim succes mult. În continuare! Felicitări! Haideți să vedem acum filmulețul despre următorul, al treilea câștigător. Dar echipa de pedagogi de la gimnaziul din satul Filipeni, raionul Leova. Bună ziua și bine ați venit! Povestiți-ne cum se întâmplă lucrurile în instituția dumneavoastră. Am văzut că aveți copii pe care îi integrați și nu am văzut nicio deosebire între ei, iar asta se datorează muncii dumneavoastră. Da, după se știe că scopul, hai să zicem așa, moral al educației este ca să asigurăm tuturor copiilor șanse egale, mai ales, mai cu seamă celor dezavantajați.
Să știi, copiii preiau de la noi, pedagogi, de la maturi în general, nu doar cunoștințele, preiau și valori, preiau atitudini, comportamente și chiar tipare de gândire. Și atunci ne dăm seama cât de mare este responsabilitatea noastră în formarea acestor copii. Vreau să zic că am avut un șir de parteneri, deci nu am făcut-o singuri. Suportul, spre exemplu, Asociației Obștești Forța Susținerii în cadrul proiectului Pentru că ne pasă a fost decisiv în formarea unui grup de voluntari din cadrul elevilor, din numărul elevilor. Aceștia au depășit până la urmă frica, au depășit respingerea, acceptând diversitatea fie în clasă, fie în școală și diseminând și multiplicând chiar valorile și atitudinile care le-au preluat de la maturi în rândurile elevilor și chiar a părinților. Vreau să aduc sincere mulțumiri cadrelor didactice de sprijin, că avem doi în școală, întregului colectiv, pentru implicare, pentru înțelegere, pentru dăruire chiar, în devenirea unei instituții inclusive. Și în ultimul rând vreau să-mi exprim sincera recunoștință Asociației ONG-urilor active în domeniul protecției sociale și a copilului și a familiei. Chiar și lansarea acestui concurs cu acordarea premiului trofeul Alexandra Grăjdean pentru curaj și inovație în educație inclusivă, ne mobilizează la noi fapte, la noi acțiuni. Deci nu rămâne decât să urez tuturor succese în continuare, forță, sănătate, să facem față și la mai mult și la mai mare. Deci venim, cum a spus domnul director, din partea de sud al Republicii Moldova și avem marea onoare să fim câștigătorii trofeului diplomei de onoare, de onoare Alexandra Grăjdean. M-am ridicat prea sus, dar o să sperăm că mergem mai departe. Deci, niciodată nu spun niciodată. Dar vreau și eu să mulțumesc deosebi cadrelor didactice, cadrelor de sprijin din Gimnaziul Filipeni, specialiștilor SAP care sunt atât de ambițioși, noi am participat și anul trecut și uite anul acesta împreună am colaborat, ne-am implicat, am avut curajul și am ajuns până aici. Mai încercăm. Să știți că orice rezultat este succesul nu numai nostru, a tuturor. Eu vă doresc tuturor succese, realizări cât mai frumoase și ne întâlnim de alt an, dar mulțumim. Poate cu trofeul totuși. Eu vă felicit și mă bucur că ați implicat și voluntari elevi în acest proces pe lângă pedagogi. Haideți să vedem cine este următorul, al patrulea câștigător al diplomei de onoare. Frumoase imagini și am văzut atâta implicare că n-am mai înțeles unde sunt pedagogii și unde sunt elevii. Așadar, Liceul Teoretic Ștefănești din Raionul Florești. Vă invit aici. Astăzi noi în Florești avem un forum regional. Sunt gazda unui eveniment foarte important cu participarea peste 300 de
persoane, personalități, instituții, anume se discută problemele și succesele care le avem în regiunea Nord. Cunoașteți, da, domnul director? Aceea, chiar sincer să vă spun, probabil că este o mândrie și o onoare pentru Rănul Florești astăzi să ridicat această diplomă. Stimate reprezentant al Ministerului Educației și Cercetării, stimați organizatori, prieteni, cunoscuți, parteneri, este o onoare pentru noi să fim astăzi aici și dacă vorbim despre curaj și inovație în domeniul educației inclusive, curajul nostru celor de la Ștefănești a fost că atunci, încă în 2000, niciun elev din satul nostru n-a fost plasat în școli rezidențiale. Din 2003, fără politici educaționale, am implementat procesul educației inclusive. Este un curaj. Este inovație atunci când școala este gata pentru a primi fiecare copil și a crea starea de bine a fiecărui beneficiar a procesului educațional din Liceul Teoretic Ștefănești. Activitatea noastră a fost un strigăt al părinților de a nu duce copiii de acasă. Și noi am ascultat, am fost cu urechea aproape de părinți și de copii. Copiii sunt în școala noastră. Nu avem copii care să fie diferiți unul de altul. Toți sunt la fel. Toți au aceleași drepturi. Și luptăm cu colectivul didactic, cu părinții și cu elevii, colegi, pentru a asigura această stare de bine pentru fiecare din școala noastră. Mulțumesc foarte mult pentru înaltă apreciere și mă închin de sănătatea tuturor acelora care fac acest proces să fie unul viabil și real. Nu doar vorbe, ci fapte. Mulțumesc mult! Frumos și emoționant mesajul dumneavoastră. Vă mulțumim! Felicitări! Haideți să vedem următorul câștigător. Atenție! Vesel filmulețul, felicitări echipei de pedagogi de la Liceul Teoretic Alexandru Pușkin din Ungheni. Ce faceți? Cum vă reușește? Spuneți-ne și nouă, ca să dăm exemplu și altora. Rezultatul muncii noastre, suntem nespus de bucuroși că este apreciat cu așa diplomă de merit în cadrul unui eveniment de avergură. Să spun că sunt în acest liceu nu de mult timp. Anterior am activat chiar în serviciul de asistență psihopedagogic în raionul Ungheni. Venind în acest liceu am găsit un colectiv didactic dedicat misiunii care o are. Avem un număr destul de impunător de copii cu necesități speciale. Am reușit pe parcurs să menținem unitatea de logoped în instituția noastră, ceea ce nu este în toate instituțiile.
și mai recent pentru a crea condiții de activitate pentru acele patru cadre didactice de sprijin, am deschis și al doilea centru de resurse în instituție. Dar avem nevoie pe parcurs de o susținere enormă, pentru că acest centru de resurse necesită să fie dotat până ce este dotat cu puterile proprii. Necesită și resurse. Necesită și resurse financiare. Exact. Vă mulțumim pentru apreciere și vă asigurăm că în liceul bilingv Alexandru Pușkin, copiii cu necesități speciale sunt la ei acasă. Vă felicit și să o țineți tot așa. Mulțumim. Iată că resursele se găsesc. Și mai avem doi câștigători ai diplomei de onoare. Haideți să vedem cine este următorul. Gimnaziul Bobeica din Raionul Hâncești. Invit aici reprezentanții gimnaziului. Bună ziua și bine ați venit! Felicitările noastre! Spuneți-ne ce anume faceți pentru copii ca să integrați pe toți. Stimată audiență, sunt fericită că mă aflu printre dumneavoastră, printre câștigătorii de mențiune și în acest moment vreau să-mi exprim recunoștința și dacă e să vorbesc despre concurs, atunci vreau să zic că este vorba de impresionare mare, este vorba de emoții multiple. Și dacă să mă refer la decernare, atunci este o mare bucurie pentru întreaga comunitate. Și dacă ne reușește ceva să facem în instituție, este datorită spiritului de echipă care ne mobilizează pe toți, pornind de la cadrul didactic de sprijin, profesori, administrație, părinți și așa mai departe. Și un loc important îl avem, colaborare frumoasă în parteneriat cu ONG-uri, școli din România și altele. Vă mulțumesc! Felicitările noastre! Vă doresc succes în continuare, pentru că avem nevoie cu toții de echipe ca dumneavoastră. Și haideți să aflăm acum cine este ultimul câștigător al diplomei de onoare, dar asta nu înseamnă că este ultimul, pentru că nu vorbim aici de locuri, suntem cu toții egali. Următoarea diplomă merge tot la Hâncești, dar de data aceasta la Cărpineni, la Liceul Teoretic Ștefan Holban. Bună ziua, bine ați venit!
Felicitările noastre, am văzut că aveți acolo o oastă întreagă de bicicliști. Ce făceați? Cum? Bună ziua, onorată audiență! Sunt mândră să fiu astăzi printre finaliștii concursului Alexandra Grajdian. Instituția participă pentru a doua oară la acest concurs și suntem finaliști și de această dată. Mulțumim mult pentru apreciere! Liceul Teoretic Ștefan Holban activează sub egida o școală pentru toți, o școală pentru fiecare. Și pornind de la acest motou, ne-am străduit pe parcursul activității să ne implicăm în diverse proiecte, în așa fel ca să creăm în instituție, pornind de la confortul fizic și acel confort psihologic de care are nevoie fiecare copil. Să știți că proiectul Reforma Învățământului în Moldova, componenta Reparația școlilor de circumscripție, a permis ca instituția să poată să fie reparată și să permită accesul tuturor celor 656 de copii din instituție, un acces tuturor copiilor nu doar de la poarta școlii, dar și pe interior, creând pante de acces între blocurile instituției pe galerii. De asemenea, am fost implicați în o multitudine de proiecte împreună cu Fundația pentru Dezvoltare, împreună cu Fundația Pestaloții, împreună cu Centrul Educațional Pas cu Pas, astfel ca să putem să zicem Liceul Teoretic Ștefan Holban este o instituție care promovează educația inclusivă, valorificând și implementând politicile educaționale ale statului. Mulțumim mult Alianței ONG-urilor în domeniul protecției sociale a copilului și familiei și ne străduim ca să realizăm și în continuare activitățile. Succes tuturor colegilor! Felicitări și eu îmi permit să vă mulțumesc pentru ceea ce faceți din partea întregii societăți și a tuturor părinților. Domnule Crudu, eu vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Și în câteva minute urmează cel mai așteptat moment al acestui eveniment. Vom afla cine este câștigătorul trofeului Alexandra Grajdean, dar înainte de asta vreau să o invit aici pe președinta Consiliului de Coordonare al Alianței ONG-urilor Active pentru Protecția Socială a Copilului și a Familiei, doamna Daniela Mămăligă. Bună ziua! Îmi cer scuze pentru întârziere, ambuteajele în oraș sunt nemaipomenite. Și am venit prima dată aici, de fapt, la Digital Park și nu știam exact unde se află asta, ca scuze. Dumneavoastră sunteți de curând eu președinta acestei asociații. Eu sunt foarte, foarte nou-nouță, ca să zic așa, câteva Felicitări. Zile. Felicitări! Mulțumesc! De asta, în primul rând, vreau să vă mulțumesc pentru faptul că sunteți prezenți aici, că am reușit să facem acest eveniment cu prezență fizică, lucru așa mai greu de realizat în perioada în care ne aflăm. Felicitări secretariatului pentru munca depusă. Un mulțumesc aparte vreau să zic echipei de evaluare care a muncit, a analizat toate dosarele noastre așa ca să aleagă pe cei mai buni, pentru că au fost foarte mulți candidați și toți buni. Și nu în ultimul rând, mulțumim Ministerului Educației care este întotdeauna alături de Alianța de APSCF. Doamna Mămăligă, știu că... Aș mai adăuga doar un lucru. Mă bucur foarte mult că este deja gala educației inclusive, este o tradiție deja frumoasă care o repetăm în fiecare an, an de an, pe parcursul a câtorva ani. Ne bucurăm de suportul donatorilor și sperăm că și în continuare îl vom avea. Este un eveniment care ne aduce aminte. De fapt, mai degrabă este dedicat temerarilor de ieri și de azi, oamenilor care au curaj, care ne inspiră prin ceea ce fac în domeniul educației și ne demonstrează că se poate ca copiii noștri să învețe în școala din comunitate. Felicitări pentru munca care o depuneți și la mai mult și la mai mare. Vă mulțumesc!
Eu voiam să vă întreb, pentru că este tare curios pentru mine. Știu că sunteți vreo 60 de ONG-uri în această asociație și faceți acest lucru de 6 ani. Ce mesaj vreți să transmiteți prin asta întregii societăți? Pe lângă faptul că, iată, ne întâlnim aici ca să aplaudăm pe cei care depun efort, ce transmitem societății? Exact cum am spus mai devreme, mesajul că se poate, mesajul că toți copiii au dreptul la educație de calitate și curaj, perseverență, consecvență în tot ceea ce facem fiecare din noi, nu neapărat în sectorul educației, în sectorul social. Nu știu dacă dumneavoastră o cunoașteți, ați cunoscut-o pe doamna Grăjdian, eu personal am cunoscut-o și am învățat multe de la ea. Organizația care eu o reprezint, Parteneriate pentru Fiecare Copil, a învățat de la doamna Grăjdian, de la Lucia Gavriliță, educația inclusivă, de la alți colegi. Au fost oameni care au avut curaj, au trecut peste bariere, nu au cedat greutăților atunci când nu aveam politici. Modelele lor au stat la baza Programului Național de Educație Inclusivă, care probabil nu ar fi arătat, implementat în viață așa cum este la momentul actual. Și cred că acesta este mesajul. Optimism, încredere că se poate și... asta e până la urmă. Și lucru în echipă, pentru că în același timp, fără autorități, doar împreună lucrurile frumoase se realizează. Eu vă mulțumesc pentru cuvintele frumoase și pentru tot ceea ce faceți, dar vă rog să rămâneți alături de mine pentru că să oferim împreună acest trofeu. Așadar, trofeul Alexandra Grăjdian ajunge în acest an la o grădiniță care promovează educația inclusivă de 10 ani. Din 2011, atunci când în pragul acestei instituții preșcolare a fost trecut de primul copil cu anumite cerințe educaționale speciale. După asta au venit alții. Iar astăzi această grădiniță are o echipă întreagă de pedagogi care se ocupă de acești copii și fac să se simtă la fel ca toți ceilalți. Așadar, în instituție există o echipă de specialiști, cum este kinetoterapeut, logoped, psiholog și 3 cadre didactice de sprijin. Nu vă spun despre cine este vorba până nu vedem filmulețul. De educație timpurie inclusivă Guguță din Ungheni. Da, vă invit aici. Am văzut că zâmbeați, v-ați dat seama că despre dumneavoastră vorbeam. Felicitări! Da, vă rog să luați trofeul, așa, și o diplomă mare. Există și un premiu grădinesc, am înțeles, pentru dumneavoastră, care ulterior, felicitări! Sunt plină de emoții și nici nu mă așteptam la așa ceva, dar vreau să mulțumesc tuturor celor care s-au îngrijit de acest eveniment, tuturor organizatorilor, reprezentantului Ministerului și vreau să zic câteva cuvinte despre grădinița noastră frumoasă, Guguță. Deci, cu 10 ani urmă, grădinița Guguță și-a deschis larg ușile pentru toți copiii.
Deci, vreau să zic că în tot acest timp s-au educat în grădiniță peste 3600 de copii și 340 de copii cu cerințe educaționale speciale. La început n-a fost ușor, dar nu m-am gândit nicio clipă să dau înapoi sau să mă gândesc că nu se poate. Întotdeauna căutam tot ce este posibil pentru a ne instrui, a ne pregăti echipa, a vedea care sunt problemele fiecărui copil și cum putem să-l ajutăm. Deci avem o echipă foarte bună, un corp didactic care este cu o motivație puternică și o atitudine grijulie față de fiecare copil. Valori ce ne remarcă și ne reprezintă chiar de la început instituția. Avem format în instituție o echipă bună de specialiști, cum ar fi, care le oferă copiilor și își depun tot efortul pentru a-i pregăti pentru viață, pentru deprinderea de viață în primul rând. Și vreau să zic că educația inclusivă, experiențele educației inclusive sunt remarcate prin mai multe activități, un șir de activități, dar la nivel municipal, raional, republică, dar mai deosebită și inovativă ce este conferința internațională care a fost desfășurată și organizată pe 1 noiembrie 2017, experiențe de succes și perspective în educația inclusivă, unde am avut au participat experți și parteneri din 5 țări. A fost foarte frumos, a fost o experiență, o trăire. Deci vreau să mulțumesc tuturor, întregului colectiv. Ceea ce am primit noi astăzi, trofeul acesta, nu este doar datorită nouă aici care suntem prezenți, dar este datorită întregului colectiv, a 54 de angajați, a cadrelor didactice, a partenerilor, a PLE, Direcție Educație, CRAP pe Ungheni, a specialiștilor și nu în ultimul rând a părinților, pentru că când este o conlucrare bună, atunci vine și succesul. Vreau să zic încă un îndemn. Dacă fiecare din noi, în poziția care este, ne vom gândi zilnic la acești copilași minunați, să-i susținem, să-i încurajăm, să-i ajutăm, să-i înțelegem, atunci să știți că ei se vor bucura de succesele lor și noi toți ne vom bucura împreună de succesele lor. Vă mulțumesc tuturor! Sunt foarte mulțumită! Felicitările noastre! Felicitări și vă mulțumim pentru tot ce faceți. Mi-am și imaginat grădinița Guguță așa cu o căciulă foarte mare în loc de acoperiș, în care toți copiii se adăpostesc acolo și le este cald și bine. Felicitările mulțumim mele și mult. Să continuați ceea ce faceți acum. Neapărat, mulțumim! Vă mulțumesc, doamna Mamăligă! Așadar, felicitări tuturor câștigătorilor de astăzi, care sunt adevărate modele și pentru celelalte instituții de învățământ. Fiecare copil are dreptul la educație, iar autoritățile și întreaga societate trebuie să facă tot ce le stă în puteri pentru ca să asigure acest drept, să-l respecte și să asigure un mediu favorabil pentru fiecare copil în școală, în grădiniță și după asta în societate. Vă mulțumesc tuturor pentru prezență. La revedere!